Amin. Să vă prezint, slujesc cu Evanghelia de 45 de ani. Aleluia! Domnul să vă prezintă! Înaintea mea a predicat tata. Înainte de tata a predicat bunica. Aleluia! Suntem la o seară deosebită și vrem să învățăm, să abordăm o lecție cu privire la vremea sfârșitului, tematică escatologică, revenirea Domnului Iisus pe dor. El va veni pe dor și va veni și pe pământ. Nu ne permite timpul tot. Pentru cei ce vor să urmărească ca test de bază, Cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, prima parte. Dă-i putere, Doamne. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Iată, El vine pe dor. Amin. Amin. Istoria omenirii a început cu o căsătorie. Reținem. Trei ipostaze, trei etape prin care vine Domnul. Într-una îl vei întâlni și tu. În funcție de seara asta, îți alegi cum vrei să te întâlnești cu Domnul. 1. El vine ca mire. Istoria omenirii a început într-o grădină. Istoria omenirii se va sfârși într-o grădină. Aleluia. A început în Eden și se va sfârși în paradis. A început cu o căsătorie și se va sfârși cu o căsătorie. Haideți foarte scurt să abordăm Elohimul, Dumnezeirea. Dumnezeu Tatăl și-a început activitatea cu o nuntă. Iisus Hristos și-a început lucrarea la o nuntă. Iar Duhul Sfânt pregătește mireasa ca să sfârșească lucrarea. Aleluia, Osana! Reluăm. Prima căsătorie. A zis Domnul să facem. Elohimul, Dumnezeirea. Să facem, plural. Om după chipul și asemănarea noastră. Nu ne permite timpul. Avem. A zis Domnul, nu-i bine ca omul să fie singur. Vorbește, Domnul. Am să-i fac un ajutor potrivit. Potrivit. Amin. Și acum vă rog să rețineți. L-a adormit pe Adam, a luat una din coaste. Parcurgem istoria omenirii. Aleluia. Pe crucea din mijloc. Bravi. Iisus Hristos. Aleluia. A fost străbuns cu surița în coapsă. Osana. Dacă până la Hristos Dumnezeu și-a avut un popor, de la Hristos Iisus își alege o mileață. Aleluia, Osana. Regnul l-a adormit pe Adam. Nu l-a lăsat să vadă cum i-o face. Nici un kilogram în plus, nici și cu ceva mai în minus. Cum i-a trebuit, cum i-a plăcut lui. Aleluia, Osana. Întreb, și-a dorit Adam partenieră? Și-a dorit? Amin. Și-a dorit? Când l-a trezit pe Adam, ea era lângă el. El când a deschis ochii a zis, iată, în sfârșit. Cu alte cuvinte, iată ce am căutat. Os din oasele mele, carne din carne, prorocește. Adam, dar de unde știi? Și am spune Adam, nu e în mine Duhul Domnului? Aleluia! Nu e în mine Dumnezeu, Duh? Iată în sfârșit și prorocește. Numele tău va fi Isha sau femeie. I-a așezat Domnul în Eden. Și acum cu regret o spun, cu părere de rău. Toți pomii înaintea lor.
Grădina Edenului a odată de patru afluenți. Tigru, Eufrat, Pison, Chizon. Patru râuri udau grădina. Frumos! Cât era grădina ca suprafață? De două ori cât România, de două ori cât România. Adam, unde a fost pus să stea? La umbră sau la soare? Unde? S-o lucreze și s-o păzească. Aleluia! Voiam să văd, frate, unde le place, umbra sau soarele. Dar trecem peste. Cât era grădina de mare, era un loc unde era locul de întâlnire. În fiecare dimineață venea Domnul în răcoarea zilei și s-auzeau pași. Venea la întâlnire să comunice, să vorbească, să discute cu omul. Până într-o zi când, în grădină, șarpele ce vechi, diavolul. Vine, nu vorbește cu el, nu. Vorbește cu ea. Întreb surorile, cine a primit porunca, el sau ea? El. El. Ea doar i-a transmis-o Adam. Și primul lucru care a făcut diavolul și-l face și azi, m-auziți? Să-și piardă încrederea partenerii unul în celălalt. Și când își pierde încrederea soțul în soție sau soția în soț, familie pe topoganul căderii. Nu ne oprim aici. Trece. Așa. Vine la ea și o întreabă. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu, oare ca să o pun în cumpără? Ea, știți cum sunt femeile, când îți băgate în seamă, trebuie să vorbească ce știe și să mai înflorească ceva, să mai adauge. Așa e? Oare a zis Dumnezeu? A zis să nu mâncăm, nici să nu ne atingem. A zis Domnul să nu se atingă? A mințit. Cum a mințit, deja era în planul safaric. Între băieții, unde era el? Adam, unde era? Lângă ea! Lângă ea! Și el tace. Ea ascultă de șoapta satanică, ia din fructul oprit, mănâncă. Și când ea mănâncă, îi dă lui. Ia și tu și mănâncă. Adame, tu ai primit poruncă de la Dumnezeu să nu mănânci. Și ea îți spune, mănâncă. De cine asculți? Adam, de cine ascultat? De Dumnezeu sau de ea? Vorbește, Doamne. De ea, așa e. Ca să fie liniște, să fie pace, moralul. De multe ori, ca să fie liniște și pace, era și suplecată, ea nască, deoarece. A luat din fructul oprit, a mâncat și el, s-au văzut goi. Întrebare, mai bine Domnul? În grădină mai vine Domnul? Vine! Vine, chiar nu rămâne credincios! Ea a auzit pașii. Mă opresc puțin, mă opresc. Liniște acolo, copii. Pe coridoarele istorice, în lumea de azi, se aud pașii Domnului. Ce se întâmplă azi? Nu-i decât preconizare că vine Domnul. Ciumi, mori, războaie, cutremure, evenimente, cataclisme, vine Iisus. Aleluia! Trecem.
Vine Domnul, nu-i mai găsește la locul întâlnirii. Și acum vorbesc cu frații din față. Nu trebuie să știi de cineva că o păcăti sau a făcut ceva rău. Numai când îl vezi că te ocolește, știi că e ceva la activ, a făcut ceva. Domnul știa unde s-a ascuns Adam? Dar nu-l caută acolo. Niciodată Domnul nu te caută unde te-ai pus tu. Domnul te caută unde te-a pus El. Amin. Și când vine Domnul, răcoarea zilei, locul unde trebuia să stea Adam e gol. Și strigă Domnul în grădină. Adame, unde ești? Și de acolo, aici sunt. Păriniște. Și ascultă glasul Domnului care vrea să te întrebe. Unde ești? După tot binele care ți l-am făcut atâția ani. Rabi. După atâtea lucruri care le-ai văzut cu ochii tăi. S-au dus în pandemie oameni mai tineri ca tine și tu ai rămas în viață. De ce nu slujești Domnului? Unde ești? Rabi. Aici, Doamne. Ce ai făcut? Măcar acum recunoaște? Recunoaște tu? Caută să arunce vina pe alții. Și Doamne, nu eu. Femeia! Pe cine ai aruncat? Pe femeie și pe Dumnezeu. Femeia care mi-ai dat-o, doar tu mi-ai dat-o. Femeia! La întrebare. Tu? Nu e șarpele. Liniște, copii, biserică. Rețineți-mă ce predic. Un judecător drept, Dumnezeu, are în față trei inculpați. Omul, femeia și șarpele. Pe cine pedepsește Domnul? Pe toți trei. Degeaba te uiți azi și arunci vina pe cutare, pe cutare. Citeți versul de cântări. Domnul nu te va întreba de viața altuia. Vei răspunde pentru viața ta. Amin. Vei răspunde pentru al tău păcat când de Domnul vei fi întrebat. Domnul nu te va întreba de păcatul altuia. Și începe Domnul la interogare și ascultă pe toți trei incurbați. Și urmează pe viața. Șarpele. Până aici, șarpele făcea parte din categoria animalelor de pe câmp. Cu picioare, ca leu, ca ursul. Și Domnul îi dă pedeapsa. Să te târăști pe pântece. Să te hrănești cu țărână. Și de atunci, picioarele îi s-au dus. Și urmăriți șarpele cum se târăște. Pe pântece, că l-a blestemat stăpânt. Se îndreaptă spre femeie. Și acum cu regret vorbesc. Tu ai poftit. Vei pofti toată viața. Dorințele tale se vor ținea pe bărbatul tău. Nu-i așa că zic femeile, vreau aia, vreau aia. Și el spune, nu avem acum, acum nu se poate, dar vreau și aia, nu se poate. Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Ajuns în dreptul omului și când se uită la om, ia hotărâre stăpâni. Blestemat să fie pământul din cauza ta. Spini și pălămidă să-ți fie. Iar tu, cu sudoarea feței, să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele. Ieșiți! Plecați! Și-a izvorit afară din Eden. Nu mai intrăm în detaliu, dar între i-a mai iubit Domnul după ce i-a scos afară?
ei. Aleluia! Oricum ai fi, te iubește Domnul. Amin! Dacă nu te iubea, nu ți-ar mai fi dat zile. I-a scos afară din Eden și-a făcut Domnul primul indicator spre jertfa lui Hristos. Gol l-a scos din Eden cu hainele care și le-a cusut ea din frunze de smochin. Nu permite timpul cei trei om. Omul cunoștinței, omul vieții și smochinul. S-a îndreptat spre smochin, a luat frunze și a cusut. Și Domnul care i-a văzut a sacrificat animale și le-a făcut haine de piele. Acoperirea păcatului se va face cu vărsare de sânge. Pentru păcatul omenirii va trebui să se verse sânge. E primul indicator spre jertfa lui Iisus Hristos. Păcatul va fi acoperit cu vărsare de sânge. Trece. La circa 2000 de ani, subliniez, căsătoriile în Biblie, tot la circa 2000 de ani. Prima căsătorie a fost oficiată de Dumnezeu. 2. La 2000 de ani, pe filele Scripturii, o altă căsătorie. Abraham își căsătorește fecior. Și acum fiți atenți. Abraham, simbolic, reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Isaac, pe Iisus Hristos. Aleluia. Eleazar, Duhul Sfânt. Rebecca, biserica. Iar Laban, lumea. Eu voi lua așa treptat. Abraham ia slujitorul pe Eleazar, îl pune să jure. Te duci în casa tatălui meu, acolo la rudenile mele, și mi-aduci pentru feciorul meu o soție. Subliniez, de unde va fi Rebecca? Mireasa din adunare. Dar nu toți sunt Rebecca. Întrebarea mea, ești sau nu ești Rebecca? Eu voi predica și tu vezi dacă ești sau nu ești. Continui. Eleazar stă la fântână și îți face Domnul rugăciune. Doamne, fă ca fata care vine prima. Când vine Rebecca la adunare? Prima. Aleluia! Ea nu vine la jumătatea programului sau spre final să-și etaleze hainele sau altceva. Rebecca e prima. 2. Eu să-i cer, să-i spun dă-mi să iau și ea să răspundă, îți dau ție și dau și cărnilor tale. Nu se poate să iubești pe Domnul și să urăști pe frați. Nu se poate. Ați auzit? Nu e Rebecca fata care nu are dar. Tu fete fără număr ai lume, ți-i doare și crește pe pământ, dar una singură care e aleasa e porumbița botezată cu Duhul Sfânt. Rebecca are darul. De la fântână, de la adunare, Rebecca pleacă cu darul. Continuăm. La bani. Să mai stea fata cu noi. Lumea. Să mai stea cu noi. Nu putem. Nu se poate. Rețin. Cine o ia pe Rebecca de acasă? Eleazar. Eleazar? Duhul Sfânt. Cine va lua mireasa de pe pământ? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. M-auziți? Amin. De n-ai în tine Duhul Sfânt, răpirea să nu-ți fie greu. Că n-are cine a te lua când suna bătrânița. Eleazar o ia să o ducă spre Isaac. Isaac nu stă la cortul de nuntă.
Isaac nu se înodaie să-l aștepte. Isaac iasă în întâmpinare. Când Duhul Sfânt va ridica de pe pământ mireasa, Hristos va coborî și în văstu va avea loc întâlnirea între Hristos și biserică. Va începe nunta, slăvit să fie Domnul. Trec peste la circa 2000 de ani de la căsătoria Avramică. Țineți ușa închisă, că s-aude muzica de afară. Când o altă căsătorie, în Cana Galilei. În Cana Galilei, Domnul are nevoie de vase. Pentru nuntă, Domnului trebuie vase. Nu te întreb ce știi să faci. Nu te întreb cum știi să cânti sau să predici. Te întreb, ești vas? Se folosește Domnul de tine? Dacă un vas se curățește, Domnul face vas de cinste, îl apește, îl sfințește, vrea din el foloase sfinte. Vasul nu treabă olarul, cum e prelucrat să-i spună. Domnul face vas de stoinic pentru lucrare bună. Ca să dăm puțină notă explicativă, în Orientul Mijlociu nu era obiceiul cum e în România. În România, un fecior vine la tata și îi spune, tata Bălzor, dar ăsta nu-i plăcea bucă. Și când a auzit tata că se însoară șlengară, odată s-a întors în el tot. Și pe cine ai? Auzi că nu te interesează pe tine. Păi, bine. Dar unde o să stai? Nici asta nu te interesează. Auzi, ce ai să mănânci? Asta te interesează pe tine. Trece peste în Orientul Mijlociu. Toată cheltuiala de nuntă era a mirelui. Mirele când chema pe cineva la nuntă, nu-i dădea o notă telefonică sau o hârtie colorată, o indicație. Îi dădea, îi oferea o haină de nuntă. Suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 22. Pilda nunții fiului de împărat. Cei care primeau haina, primeau, acceptau invitația, trebuiau, subliniez, să dezbrace zdrențele lui, hainele lui. Să treacă la garderobă, să facă duș și să îmbrace haina de nuntă. Și mai cu haina de nuntă să intre în odaie. Bravo! Majoritatea nuntașilor au zis, așa facem concertul. Unu, atunci unu. Astăzi sunt mai mulți. Atunci unu. A intrat cu haina lui, cu zdrențele lui, fără haina de nuntă. Numai că în odaia de nuntă a venit mirele la bine nuntații. Mă opresc puțin că te întreb. Ești conștient că în seara asta e Domnul aici? Amin! Te vede Domnul? Amin! Ești cu haina de nuntă sau cu zdrențele tale? O, biserică iubită, în curând vei fi răpită, haina să-ți păstrezi curată, sfântă, albă, fără pată. Ridicați-vă privirea, în curând va fi răpirea, Duhul strigă, Maranata, o biserică, fii gata. Trecem. Se uită inele și îl întreabă, prietene, cum ai îndrăznit să intre aici fără haina de nuntă? Am mai avut un cuvânt? Am auzit.
I-a mai dat vreo șansă? Luați-l! Legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l afară! În focul de veci unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților! Azi tu mai ai o șansă. Azi tu ai o șansă. Mâine s-ar putea să nu mai prins. Trecem. Haina de nuntă. Apocalipsa, capitolul 19. Să ne bucurăm, să ne veselim. Aleluia! Căci a sosit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace in subțire strălucitor. Și inul subțire sunt faptele de neprihănire ale sfinților. Nu numai fapte neprihănite și sfinți. Trecem în Matei 25. Și aceea nu mai explicăm mireasa, ci ne oprim la domnișoarele de onoare. În Orientul Mijlociu, domnișoare de onoare stătea undeva în traseu. Mirele se pregătea în odaia mirelui. Mireasa în odaia miresei. Trecea mirele pe la mireasă și lua mireasa din traseu. Lua domnișoare de onoare, intră la nuntă. Și ca să nu-i mai deranjeze nimeni, ușa se încuia. Vă mărturisesc? În București am girat mai multe căsătorii. Majoritatea sau oficiant le-am făcut la Marriott, la un local mai superior. La Marriott, cum intrai înăuntru, erau badicoarzi. Nu mai dădeau voie să mai intre nimeni. Lasă ușa, să vină aia. S-au de gălăgie de afară. Trecem peste. 10 domnișoare de onoare, 10. 5 înțelepte și 5 nechipzuite. Alea înțelepte au avut haine, candelă și pe lângă candelă au avut cu ele un de lemn în vas. Unde-i un de lemn, nu? În vas. Comoara aceasta, zicea Pavel, o păstrăm noi în niște vase de lut. Trecem. Toate 10-s, domnișoare, toate 10-s stau în veche. Au început candelele să se stingă. Candela, cuvântul, Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Haina, am explicat-o, unde lemn în vas, lucrarea Duhului Sfânt. Nu intrăm mai în detaliu, ne oprim aici. S-au început candelele să se stingă. Alea înțelepte au avut unde lemn în vase. Dați-ne și nouă! Nu putem, chiar nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Duceți-vă la cei ce vând. Și pe când se duceau ele să cumpere, s-au zis strigarea: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Dacă în noaptea următoare se aude strigarea, întrebarea mea, pleci sau rămâi? Pentru cei ce vor rămâne, va fi plânsul, va fi jalea, va fi bocetul. Iartă-ne, Doamne, că n-am fructificat vremea când a trebuit. Și revin. Cele 5 înțelepte au intrat cu mirele în odaie, s-a încuiat ușa. Au venit mai pe urmă și celelalte. Au bătut la ușă și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Duceți-vă că nu vă cunosc! Ai milă, Doamne, de
vine Domnul ca mine și vine pe loc. Amin? Nu va lua decât ce e a Lui. Și nu ne permite timpul să subliniez cele trei locații, cele trei biserici. Continui. Vine Domnul ca împărat. Tot pe loc. Vorbește, Domnul. Pe normă a venit Domnul ca împărat să-și așeze împărăția. Aleluia, Osana. În trei etape îl cunoaștem pe Hristos ca împărat. 1. Împărat smerit. Pun întrebarea. Ce împărat se mai naște cum s-a născut Hristos? Într-un graj cu animale. Nu avea Iosif, bulgherul, tâmplarul, o casă decentă? Un tâmplar, cât ia la un tâmplar să facă un leagăn? Dar așa o denaturat istoria că ei erau în călătorie pentru recesământ, pentru înscriere. S-a născut smerit. Amin? Amin. A umblat smerit. El care deținea tot pământul, tot universul, a plămânzit. N-a avut ce să mănânce. S-a dus la smochin și n-a găsit ce să mănânce în el. Trece. Împărat smerit. Știți că în America nu-i împărat, nu ajunge președinte în America, chiar dacă a câștigat alegerile. Dacă nu trece pe la Casa Albă să-și depună jurământul la Casa Albă, până atunci nu e considerat președinte. În România poate să obțină voturile și alegerea, până nu trece pe la Cotroceni să semneze actul că a luat și va fi președinte pe mandatul său de 4 ani, nu ajunge președinte. Hristos, ca împărat, trebuia să intre în Ierusalim. Aleluia! Aleluia. El împărat smerit. În timp ce toți împărații veneau cărare pe calul alb, el intră pe mânzul măgăriței. Smerit. Ovații! Osana! Binecuvântat este cel ce vine! Osana! Împăratul lui David! Dar el a știut ce e smerenia. 2. Același împărat smerit va fi peste câteva zile batjocorit. Îmbrăcat în batjocore, cu o haină stacojie, în loc de sceptru, în mână o trestie, în loc de cunună împărătească, are o coroană de spini. A suportat batjocora pentru tine, a suportat o cara pentru tine. Lasă-l la dumneale, de ce-l scot afară? Ca semn de bajocoră, îl atândă pe lemn, pe cruce. Se scrie inscripția sus. Iisus Nazarianul, împăratul iudeilor. Bajocorit. Dar subliniez, același împărat va reveni în slavă. Va reveni pe noi cerului, cărare pe cal alb, oștile cerului lumează călări, pe haine și pe copse, are scris numele acesta, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Aleluia, Osana. În slavă să-și așeze împărăția. Amin.
Al doilea gen cu care chei va reveni Domnul ca judecător. Tot pe tot. Tot pe tot. De la început a avut judecăți Domnul. Trei tipuri de judecăți. La una din ele vei participa și tu, că-ți place, că nu-ți place. Una, judecată de trecut, în funcție de timp. Doi, judecată de prezent. Trei, judecata viitoare, la care vrei să participi. Judecata de trecut e judecată dreaptă. De ce? Judecătorul este drept. Și el nu-și permite să judece strâmb când el e drept. Trece. Judecata de trecut. Și-a permis un împărat babilonian să bată pe Israel și din Israel să jăfuiască casa lui Dumnezeu. Să ia de la casa Domnului vasele de aur și de argint. Marele împărat babilonian, Nebucadrețar, declarat de Biblie, Nabucodonosor, declarat de Isoie. Împăratul babilonian bate pe Israel, ia vasele și le duce în Babilon. Nu s-a atins de ele că sunt vasele Domnului, știa de unde le-a luat. După el, la împărăția babiloniană, urmează copilul lui Belșațar. Și acum vorbesc cu dumneavoastră, știți cum sună legea averii? Tata adune. E procuror, procură și cu stânga și cu dreapta. Adune. Ce adune tata, vin copiii și împărți, și împrăștie, și nu rămâne nicio avere în veșnice. A urmat pe Belșațar și ăsta nu-i mai place să adune, nu-i mai trebuie războiele, lui ăsta îi place muzica și desfăță. Și într-o noapte, în timp ce se desfăța, se oprește și zice, poruncesc, aduceți-mi vasele de aur, de argint, vasele care le-a luat tata de la Ierusalim, de la templu. Vreau să beau vin cu ele. Belșațar, caz penal, ăsta se numește profanare. Vasele Domnului să le întrebuințez la altceva e profanare. Și asta e un caz penal. Și la cazul penal, nu e ca la cazul civil. La cazul penal e procuror, e judecător și e fie. Cazul penal a lui Belșațar e ținut în cer. Iar jos pe pământ e trimisă un ciot de mână. Mâna sfântă de grefier care se scrie definitiva. Sus în cer se judecă cazul și jos pe pământ începe să-i scrie Mene, Mene, Tekel, Upansin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Nu mai intrăm mai în detaliu ăsta, de ce de două ori? Sunt cazuri când Domnul spune adevărat, adevărat vă spun. Și sunt cazuri în care Domnul spune adevărat vă spun. E ceva, nu intră aici, de vie. În timp ce a apărut ciotul de mână, fața împăratului s-a îngălbenit. De la șolduri a simțit că ei se desfac cheturile. Iar genunchii băteau unul în altul. Ce a văzut? Un ciot de mână. Mă opresc și te întreb pe tine. Ce ai să faci tu? Când nu vei vedea un ciot de mână, ci îl vei vedea pe el.
Pământul va fugi dinaintea lui. Cerul se va strânge sul. Stelele vor cădea ca spotinele. Se va institui scaunul de domnie mare și alb. Judecata finală. Ce ai să faci? Reluăm. A avut loc judecata de trecut. Judecată clară. Împăratul și-a pierdut împărăția pentru profanare. Judecata de prezent se poate face azi, aici și acum. E judecata de prezent. Judecata de prezent e judecată în milă. Acum e timpul harului. Când îi se iartă orice cui, dar timpul când va fi sfârșit, amar de cel de pregătit. Revin. Au prins o femeie, în fapt. Au adus înaintea Domnului și are loc judecata de prezent. După ce toți sfârșii pleacă, o judecă Domnul. Și întreabă femeie, unde sunt vârșii? Nu te-a condamnat nimeni? Nici eu nu te condamn. Du-te, dar să nu mai plecești. Judecata de prezent sună prin profetul Isaia, citez. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Ne vor fi păcatele noastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Ne vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Veniți să ne judecăm! Aleluia! Ne veți voi și veți asculta! Veți mânca cele mai bune roade ale țării! Iar de nu veți voi și nu veți asculta! De sabie veți fi închisiți! Căci gura Domnului a vorbit! Aleluia! Judecata de prezent e în milă, iacum! Maranatha! Că urmează urmează a treia judecată. Judecata viitoare. Bravo. Care va fi judecată astăzi. Nu va mai fi chip de scăpare pentru mine. Cităm versul de cântă. Da, ziua cea mare, groaznică va fi. Când toate popoarele vor sta la judecată. Părinți de copii s-au despărțit. Soți de soții s-au despărțit. Păstori de turmă s-au despărțit. Pe vecii vecilor. Băiatul cheie, ce ai semănat, vei secera. Mă vreau să te întreb, la care vrei să participi? Vrei azi să stai la judecata de prezent? Azi e judecata de iertare, judecata de mine. Când el încă mai șterge. Sângele lui ne curățește de orice păcat. Vino la el, așa cum ești. Și el e gata să te primească. Amin. Domnul să binecuvânteze pe fratele nostru. Da. Frații vor lăuda pe Domnul cu două puteri și apoi unul din băieții fratele Lambert, am înțeles că urmează și cuvântul Domnului, da? Și eu îi cunosc. Îi cunosc ca băieți, dar nu știu care din ei pot să... Domnul să-l binecuvânteze și după cântare, oameni și oameni.